Mâncarea care devine toxică dacă o reîncălzești. Există feluri de mâncare pe care, dacă le încălzim, ne pot distruge stomacul sau ne putem trezi cu o toxi-infecție alimentară urâtă. Conform planetapământ.com, unele tipuri de mâncare sunt menite pentru consum doar după ce le gătim sau reci. Reîncălzirea acestora poate să ne coste sănătatea, fiindcă multe mâncăruri devin toxice prin acest proces. Explicația este că aceste alimente devin toxice când sunt puse din nou la temperaturi mari, chiar dacă microundele par a fi uneori ca smulse din rai, fiindcă ne reîncălzesc masa dorită, acestea pot să fie ca un blestem asupra sănătății noastre. Printre aceste alimente se numără și orezul. Atunci când cineva reîncălzește orezul, bacteriile se înmulțesc și devine periculos, toxic pentru organism. Acest lucru poate să-ți provoace probleme pentru sistemul digestiv. Pe lângă orez, cartofii devin foarte toxici atunci când sunt reîncălziți, indiferent de modul în care au fost gătiți. Mâncarea care devine toxică dacă o reîncălzești este și mâncarea care conține ciuperci. Ciupercile sunt periculoase, chiar dacă au nutrienți și proteine multe. Își schimbă compoziția în ingrediente toxice când sunt reîncălzite. De asemenea, mai există două mâncăruri pe care nu trebuie niciun caz să le reîncălzim. Acestea sunt ouăle și carnea de pui. Totuși, trebuie să eviți și reîncălzirea preparatelor din ouă, fiindcă ele astfel devin toxice. Ouăle nu se reîncălzesc niciodată. Dacă vrei să-ți protejezi sănătatea, gătește altele sau mănâncă-le reci pentru a nu-ți distruge stomacul, sănătatea.